Cea de-a doua sesiune de bacalaureat a început ieri, iar în județul Sălaj s-au înscris 472 de candidați. În această săptămână, elevii susțin probele de verificare a competențelor lingvistice și digitale, urmând ca probele scrise să aibă loc săptămâna viitoare. În județul Sălaj s-au înscris pentru cea de-a doua sesiune de bacalaureat un număr de 472 de candidați, dintre care 342 din promoția curentă și 130 din promoțiile anterioare. În prima săptămână de desfășurare a examenului se vor verifica competențele lingvistice de comunicare orală, dar și a competențelor digitale. Pe de altă parte, proba scrisă la limba și literatura română va avea loc în data de 22 august, proba obligatorie a profilului în data de 23 august, iar proba la alegere a profilului se va desfășura pe data de 24 august. Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 august 2016, urmând ca eventualele contestații să fie depuse în aceeași zi, între orele 16 și 20. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor deveni publice în cursul zilei de 1 septembrie 2016. În județul Sălaj, atât probele orale cât și probele scrise se vor desfășura la Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Ilarian, unitate de învățământ care este deopotrivă centru de examen și centru zonal de evaluare.